Deja știți că suntem în 1 Petru, într-o epistolă, o scrisoare, o literatură foarte densă și data trecută am vorbit despre contextul istoric, destinatar și autor și l-am văzut pe Petru scriind aleșilor care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia și am văzut că el scrie într-un context de foarte mare prigonire, suferință, încercări, prea iubiților. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, le spune el în capitolul 4, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat, care a dat, s-a întâmplat să cadă peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Dar cum poți să te bucuri de lucruri pe care nu le-ai înțeles și nu le cunoști? Dacă nu ești convins de anumite lucruri, nu plătești niciun preț în a le păstra. Ori, dacă e să-L păstrezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fii absolut convins că harul de care te-a lipit este adevăratul har al lui Dumnezeu. Și așa și termină el epistola, v-am scris aceste puține cuvinte, aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Mântuirea este prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, nu prin fapte, ne spune Pavel. Dar ca să-ți păstrezi credința în Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L cunoști, să fii convins că nu este altă cale spre Dumnezeu. El a avut dreptate când a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dă-L deoparte pe Hristos, păstrează religia și așa cum spunea dimineață Cristi, nu face altceva decât să schimbe cu soane, să treci din gardul acesta sau din strunga asta într-o altă strungă. Religia nu mântuiește pe nimeni, Hristos ne mântuiește pe toți. De aceea, dragii mei, trebuie să-L cunoaștem pe El ca să putem crede, să ne putem încrede în El. Noi ne adunăm ca biserică și vrem să păstrăm în centrul atenției noastre cunoașterea lui Hristos. Ne adunăm să-L cunoaștem pe El și ne împrăștiem să-L facem cunoscut. Dar aici nu este vorba doar de o cunoaștere intelectuală a Domnului Iisus, ci este vorba de o transformare lăuntrică, o întrupare a adevărurilor Lui, o transformare într-o chipul și asemănarea Lui. Atât arăt din Hristos cât Hristos trăiește în mine. Iar în a doua epistolă, Petru spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia printr-o astfel de cunoaștere a lui Hristos care ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii sau naturii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Scrisoarea este adresată unei biserici în suferință, în cuptorul încercărilor și este adresată cu un singur scop, să le adeverească că nu este altă cale. Indiferent cât de tare doare, cât de greu e drumul, este singurul drum pe care poți merge, niciun alt drum nu duce spre Dumnezeu. Dar ce cuprinde această scrisoare? Spuneam data trecută, Petru fiind pescar, vorbește în imagini, este și evreu pe deasupra și imaginile pe care le are le prinde în puține cuvinte și de aceea e o carte extrem de densă. Uitați-vă la câteva din temele care ne așteaptă. În primul rând, astăzi vom vorbi despre alegerea prin sfințire și vom vedea ce înseamnă lucrul acesta. Dar alegerea prin sfințire duce, dragii mei, la o mântuire ca sfârșit al credinței. Cred că nu-i suficient să ridici două degete, e foarte important să zici da lui Hristos, să intri în apa botezului, dar practic trebuie să păstrezi credința până la moarte ca să primești cununa vieții. Și ca să întâmple lucrul acesta, trebuie să intri în spațiul mântuitor al bisericii și de aceea Petru vorbește despre o mântuire prin botez. Apoi aduce înaintea noastră o temă care e un pic greu de primit și mai ales de trăit, sfințirea prin suferință. Și pe măsură ce dălțile lui Dumnezeu ne cioplesc într-un chipul și asemănarea Lui, El practic ne poate chema și folosi în slujire,
Îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca și model al slujirii noastre și slujirea trebuie să penetreze toate realitățile vieții noastre. E vorba de slujirea soției, de slujirea soțului, de slujirea bisericii. Slujirea noastră, dragii mei, aleargă spre judecată și răsplătire. Toate acestea le găsiți în epistola lui Petru adresată bisericilor din diaspora, nu celor din Georgia, celor din secolul I în Imperiul Roman. Deschidem deci primul mare subiect al acestei cărți, învățătura despre alegere. Una din învățăturile care au rupt într-un fel biserica, care crede în Scripturi, în două tabere mari. Unii vorbesc despre faptul că Dumnezeu alege și Dumnezeu face totul pentru noi, totul este prin har. Și dacă nu ești atent la cuvinte care le folosești, poți fi încurcat și eu cred la fel. Dumnezeu face totul, totul este prin har, totul este prin credință. Ceilalți spun, nu avem și noi o parte de jucat. Acum, cum alegi între cele două tabere? Eu spun să nu credeți o boabă din ce vă zic eu. Luați Scriptura ca bereienii și vedeți dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Și de aceea, dragii mei, trebuie să învățăm să lăsăm Scriptura să ne limpezească gândurile și teologia. Ascultați-l pe Petru cum își începe epistola. Petru, apostola lui Iisus Hristos, către aleșii, avem deja termenul acolo, aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Petru către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și așa mai departe. Ce este după știința mai dinainte, după preștiința lui Dumnezeu? Faptul că ei sunt împrăștiați prin tot Imperiul Roman al vremilor respective sau faptul că sunt aleși? Acum, dacă Dumnezeu este atotputernic și atotștiutor, cred că și una și alta. Și aș vrea să vă aduc aminte doar ce stă în spatele împrăștierii lor. Către sfinții care s-au aleși și care trăiesc împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, toate zone mari din Imperiul Roman, Asia, Bitinia. Înainte de înălțarea la cer, ucenicii l-au întrebat, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Uitați-vă la tiparul gândirii lor. Noi am fost aleși dintre toți ceilalți, am ridicat gardurile și zidurile din jurul nostru și acum am vrea ca aici să se așeze toate lucrurile și aici să fie Dumnezeu prezent. Domnul Iisus le taie vorba și le spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi împrăștiați. Cu alte cuvinte, îmi veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Aduceți-vă aminte de ziua cinzecimii, când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei, au ieșit în piață și Petru a început să predice cu multă putere. 3.000 de oameni sunt botezați, se întorc la Domnul în ziua aceea. Ce bucurie! Noi ne bucurăm când un om se întoarce la Domnul, dar 3.000 deodată se strige, fraților, ce să facem? Lângă 3.000 se adaugă alți 5.000, 10.000, biserica creștea, nu încăpea pridvorul lui Solomon, apostolii erau în mijlocul lor, se făceau mari minuni și semne prin mâinile lor. Cine ar fi vrut să plece într-o astfel de situație din Ierusalim? Dumnezeu i-a așteptat o vreme după care l-a trimis pe Saul din Tars. Ștefan este omorât cu pietre, pornește o prigoană împotriva bisericii și biserica începe să împlinească așteptarea lui Dumnezeu. Se împrăștie prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, prin tot Imperiul Roman al vremurilor respective și încep să sporovăiască Evanghelia și oamenii se întoarcă la Hristos de peste tot. Parcă ar fi uitat experiența din ziua cinzecimii când Dumnezeu le-a încurcat limbile ca să descurce sufletele altora. Dragii mei, menirea bisericii este asta și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei 8 care plecați și să vă deschidă limba și gura și să vă învețe limbajul semnelor, să puteți comunica cu cei din Africa. Dragii mei, după știința lui Dumnezeu era și împrăștierea lor, dar nu despre asta vorbește Petru.
Era un lucru mult mai important decât împrăștiarea lor, era alegerea lor. Alegerea lor către aleșii care trăiesc. Dar această alegere este după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Cum să înțeleg această expresie? E adevărat, Dumnezeu este Alfa și Omega. Imaginați-vă pe Dumnezeu guvernând într-un fel istoria de la începutul până la sfârșitul ei. El este, El n-a fost și nu va fi, El este. Și pentru că El este, întreaga istorie este deodată înaintea Lui, fiind atot știutor. Nu e foarte complicat pentru El să știe tot ce se întâmplă în istoria pentru noi, trecută, prezentă sau viitoare. Pentru El, acel veșnic este. Dar nu cred că ne putem limita la atât, după cunoașterea mai dinaintea Lui Dumnezeu. Cineva spunea, ar fi interesant să ți-l imaginezi pe Dumnezeu rezemat pe un cot și privind pe culoarele istoriei care încă n-a pornit să se deruleze, dar El o vede de la Alfa la Omega, de la început până la sfârșit. În atotștiința Lui, El știe cine va răspunde și cine nu va răspunde la Evanghelia pe care Hristos ne-a adus-o. Dragii mei, dacă așa ar sta lucrurile, alegerea noastră ar fi un act pasiv din partea Lui Dumnezeu. De fapt, nu El, ci noi alegem. Și pentru că noi alegem, Dumnezeu ne alege. Ori în procesul alegerii, Dumnezeu este factorul decisiv, factorul determinant. Cu alte cuvinte, El este Cel care a hotărât în preștiința Lui înainte de întemeierea lumii. Dar dacă sunteți serioși și m-ați ascultat cu atenție și vă întrebați, dar ce ne-a spus Beni despre Dumnezeu? Nici voi nu știți, nici eu. Imaginați-l pe Moise când, după povestea cu vițelul de aur, vine în prezența lui Dumnezeu și zice, Doamne, vreau să-mi arăți slava Ta. Dumnezeu îl așează pe stâncă, îl acopere cu mâna și El vine și spune ceva despre Sine. Mă îndur de cine vreau să mă îndur și împietresc pe cine vreau să împietresc. Da? Ce a spus Dumnezeu despre Sine? Nici Moise n-a știut, nici eu nu știu. De aceea, dacă mi îngăduie Dumnezeu, i-aș mai pune încă o întrebare. Doamne, am înțeles, te îndur de cine vrei să te îndur, împietrești pe cine vrei să împietrești. La fel, tu alegi pe cine vrei și n-alegi pe cine nu vrei. Dar am înțeles lucrul acesta, dar mai spune-mi, te rog, un lucru. Există vreo regulă când tu te înduri de cine vrei să te înduri? Sau nu este niciuna, ești un Dumnezeu capricios? Dragii mei, când citiți cu atenție textul, vedeți că Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios și de aceea și în dreptul temei noastre trebuie să punem o întrebare. Doamne, ce ai hotărât Tu înainte de întemeierea lumii? Ai hotărât cumva pe cine să alegi și pe cine să nu alegi? Și asta este o categorie dintre creștini care zic Dumnezeu i-a decretat, i-a hotărât pe unii pentru mântuire, i-a lăsat pe alții pentru pierzare. Înainte de întemeierea lumii, pe nume Dumnezeu și-a ales pe cei care sunt ai Lui și ei primesc și răspund la Evanghelie. Deci, asta este prima întrebare. Doamne, înainte de întemeierea lumii, ai hotărât pe cine să alegi și pe cine să nu alegi sau... Înainte de întemeierea lumii, ai hotărât cum să-L alegi pe Cel care îl alegi. Nu știu dacă simțiți diferența. În al doilea caz, este vorba de modul în care Dumnezeu alege. În primul caz ar fi vorba de persoanele pe care El le alege. Ce a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii? Să aleagă pe cei cu ochii albaștri, să-i lase pe cei cu ochii căprui? Sau să aleagă mijlocul prin care cei aleși să fie în prezența Lui și nimeni să nu-L poată acuza. Dar mai trebuie să pun o întrebare. Pe care din aceste două aspecte insistă Scriptura? Dragii mei, nici unul dintre noi nu ne putem întoarce să vedem ce a gândit și ce a plănuit Dumnezeu în Sine însuși înainte de întemeierea lumii și de aceea trebuie să deschidem Biblia să vedem despre ce anume ne vorbește ea. Și textul sună așa, aleși după știința sau hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Aveți înaintea dumneavoastră două imagini.
În prima imagine, Dumnezeu mai întâi alege, apoi sfințește. Noi, tați, suntem aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dar dacă aș schimba textul și aș spune Dumnezeu ne-a ales la sfințirea lucrată de Duhul Sfânt în prima imagine, atunci mai întâi suntem aleși, slăvit să fie Domnul, suntem aleși. Și aleșilor Lui nu li se poate întâmpla nimic. Acum, e adevărat că urmează sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, dar dacă nu ne supunem ei, nu ne trăim viața după așteptările Lui Dumnezeu, nu-i mare pagubă, pentru că Dumnezeu oricum ne-a ales deja. Dar dacă lăsăm textul așa cum este, în preștiința Lui, în hotărârea Lui mai dinainte, ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, lucrurile se schimbă radical. Dragii mei, mai întâi suntem sfințiți și apoi suntem aleși. Nu uitați, Domnul Iisus spune nu odată, mulți chemați, puțini aleși. Cu alte cuvinte, s-ar prea putea să ne putem și pierde pe drum. Deci după hotărârea sau, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a ales nu la sfințire, ci prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, mai întâi suntem sfințiți și apoi suntem aleși. Nu suntem mai întâi aleși și apoi sfințiți. Dacă este prin sfințire, este foarte important să înțeleg, și de aici îmi vine liniștea și pacea mea, că Dumnezeu n-a lăsat în seama mea acest proces al sfințirii. Voi vedea că am și o parte de jucat, dar este minoră partea mea pe lângă partea Lui. Această sfințire este lucrată de Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Este a treia persoană a Trinității. Duhul Sfânt este Cel care aplică mântuirea, lucrează mântuirea în viața fiecăruia dintre noi. Dar, dacă n-ați reținut, El se cheamă Duhul Sfânt. Deci nu mă mir că Duhul Sfânt lucrează sfințirea, dar un Duh Sfânt este un foc mistuitor. Cum ar putea El veni într-o inimă murdară, într-o inimă neeliberată, nespălată de păcat, neîmpăcată cu Dumnezeu? Ca Duhul Sfânt să-și poată începe lucrarea în mine, mai întâi sângele Domnului Iisus Hristos trebuie să mă curățe de orice păcat. Trebuie să cad în genunchi înaintea crucii Lui, să mă bat cu pumnii în piept, să zic, ai milă de mine, păcătosul. Tot Duhul Sfânt este Cel care mă dovedește vinovat, începuiește păcatul, neprihănirea și judecata. Dragii mei, nimic nu se întâmplă în procesul mântuirii fără Duhul Sfânt. Ca să înțeleg lucrurile mai bine, aș vrea să le stabilizez, să le așez un pic în tiparele Vechiului Testament și m-aș duce la cartea pivotară a Vechiului Testament, la cartea Exod. Are 40 de capitole și are 3 secțiuni mari și aici sunt importante nu doar ingredientele, ci în mod special secvența, ordinea lucrurilor. Primele 19 capitole este răscumpărarea din mâinile de substăpânire a unui Dumnezeu străin, a dumnezeilor Egiptului. Pe urmă, în capitolul 20 la 24, Dumnezeu le dă legea și încheie legământul cu ei, în capitolul 24, și după ce a încheiat legământul, adaugă cortul întâlnirii, altar și mare preot cu tot sistemul jertfelor, cortul întâlnirii. Dacă sfințirea lucrată de Duhul Sfânt este spre ascultare, înseamnă că aici în spațiul legii se tranșează relația cu Dumnezeu. Norma în viața creștinului sau credinciosului este ascultarea de Dumnezeu. Sfințirea noastră, dragii mei, nu doar în acte, ci și în fapte, sfințirea noastră. Dar am spus că Duhul lui Dumnezeu nu poate coborî într-o inimă murdară. Și de aceea observați secvența revelației, mai întâi este răscumpărare prin har, răscumpărare prin sângele mielului pascal. Acolo, în noaptea ieșirii din Egipt, sângele mielului pascal a fost pus pe ușorii ușii. Ocrotiți, iertați, spălați într-un fel, îndreptățiți de sângele mielului pascal, au ieșit și au ajuns în prezența lui Dumnezeu după 3 luni la Sinai. Sfințirea este spre ascultare, cu alte cuvinte, când au ajuns la Sinai, primul lucru pe care Dumnezeu îl oferă este legea Lui sau legământul Lui. Dar ce se întâmplă dacă ascultarea s-a frânt? Ce mare har că Dumnezeu a adăugat cortul întâlnirii, jertfa și marele preot, ca relația să poată fi refăcută. Am fost deci aleși după
știința sau hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, și scopul acestei sfințiri este o viață de ascultare de Dumnezeu. Și doar excepția este stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Regula este ascultarea de Dumnezeu. Dragii mei, Vechiul Testament confirmă un astfel de tipar. Ajungi la Sinai, în capitolul 19, versetul 4, Dumnezeu le spune: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Și ascultați versetul 5 cu atenție. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Acum, dacă veți asculta, notați vă rog, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Dați-mi voie să răstorn versetul. Veți fi ai mei dacă veți asculta glasul meu. Și acum întrebarea. Au fost aleși la ascultare sau prin ascultare? La care e diferența? Dragii mei, mai întâi sunt ales, apoi sunt practic pus în fața ascultării. Dar observați, textul spune: dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei. Observați, acest veți fi ai mei este condiționat de ascultarea, de păzirea legământului lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă duc un pic mai departe în Scriptură, nu foarte multe pagini, doar până în cartea Numeri. După 2 ani de stat la Sinai și ridicarea cortului întâlnirii, au sunat trâmbițele de argint și au pornit spre țara promisă. Dumnezeu era în fruntea lor, stâlp de nor ziua, stâlp de foc noaptea. Binecuvântarea prezenței lui peste ei. 3 zile. Și-au început răzvrătirile. Citiți cartea Numeri, primele 10 capitole se țin lanț, dragii mei, până în capitolul 14, când Dumnezeu zice: destul. Până aici, de 10 ori, m-ați ispitit până acum. După care vine un cuvânt extrem de greu: pe mine însumi jur că niciunul dintre cei care ați fost numărați la Sinai, în oastea Domnului, nu veți intra în țară, afară de Iosua și Caleb. Spuneți-mi adevărat, mulți chemați, puțin aleși? Observați, deși toți au ieșit pe sub bolta sângelui mielului pascal, absolut toți. Toți, într-un fel, au trecut prin Marea Roșie. Toți au mâncat mana în pustie. Toți au ajuns la Sinai. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, s-au pierdut prin tunelul sfințirii, pentru că au zis: mâncarea e mai importantă decât ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu în adins i-a trecut prin felurite încercări să vadă cât cântărește credința lor. Tragedia de la Cades Barnea mă îngrozește când văd 650.000 de oameni fără doi pierd în pustie și Scriptura spune: cu păcatele pe ei, cu relația cu Dumnezeu frântă pentru eternitate. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dar această sfințire este spre ascultare. Este oare ascultarea posibilă? Pentru mine, un om atins de păcat, eu mă cunosc pe mine. Nu-mi este greu să iau decizii, nu-mi este greu să văd ce-i bine și ce-i rău, mi este mai greu să fac întotdeauna ce-i bine și niciodată ce-i rău. Aici e marea problemă. Aici e lipsa de putere. Iar dacă citești și ce-mi spune Pavel în Roman, capitolul 7, de la 14 la 24, mă îngrozesc. Vreau să fac, știu binele, vreau să fac binele. Răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei, Dumnezeu știe cine suntem. Știe ce a făcut păcatul în fiecare dintre noi. Și de aceea, mai întâi ne oferă un dar, iertarea în sângele Domnului Iisus Hristos, curățirea inimii noastre, ca Duhul lui Dumnezeu să poată veni, să locuiască în noi, să poată lucra în noi. Iar dacă s-a întâmplat să-L întristăm sau să stingem prin păcatele noastre, dragii mei, Dumnezeu ne oferă tot în dar harul iertării, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Ca relația să poată fi refăcută, inima curățită și Duhul lui Dumnezeu să-și poată reaprinde motoarele în viața noastră. Ascultarea nu este doar posibilă. Pavel le spune
în epistola către Romani, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Cu alte cuvinte, există o forță mai mare decât legea morții, legea păcatului și a morții. Este prezența legii vieții în noi, a Duhului Sfânt. Ascultarea nu este doar posibilă, ci ascultarea este obligatorie. Dar în acest proces al sfințirii, dragii mei, am și eu o parte importantă de jucat. Acum, eu nu mă compar cu Dumnezeu. Dacă partea Lui este imensă, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, părticica aceea mică care mi-a lăsat-o mie, este esențial să mi-o fac. Cu alte cuvinte, nu pot arunca totul în bătătura Lui. Trebuie să las Lui partea Lui și mie să-mi rămână partea mea. Ascultați ce spune imediat Pavel după ce a zis: păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și atunci mintea bolnavă zice: nu suntem sub lege, ci sub har? Să păcătuim, deci, că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Ferească Dumnezeu, zice Pavel. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați și avem doar două opțiuni. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, păcatul este neascultare, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, celor care au fost răscumpărați, născuți din nou, vom vedea data viitoare, nu le ia libertatea de alegere între viață și moarte. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de roboți și robi. Dumnezeu are nevoie de o mireasă pentru Fiul Său, în care în fața întregului cer să putem spune, din dragoste curată și nesilit de nimeni, accept. Așa am intrat în relație cu Hristos. Și de aceea libertatea alegerii ne este lăsată. Ascultați, vă rog, câteva versete din Romani. Încep cu capitolul 8, versetul 1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. A fi în Hristos înseamnă a trăi în ascultare de El. Neascultarea te scoate afară din Hristos. Cei ce sunt în Hristos Iisus, și urmează definiția, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Iar versetul 12 continuă: așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic cărnii sau firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Interesant verset. Ca să faci prin Duhul să moară faptele trupului, faptele cărnii, ca să trăiești, înseamnă că Duhul trebuie să fie în tine. Dar atunci ce se însemne prima parte a versetului? Dacă trăiți după îndemnurile cărnii, veți muri. Observați, deși Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, libertatea de a-i spune nu, de a-l întrista, de a-l stinge, nu ne-a fost luată. Și versetul 14 continuă: toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Închid ochii și văd mulțimea năvălirilor popoarelor străine peste poporul lui Dumnezeu din pricina păcatelor lor. De fiecare dată au fost luați robi. Dragii mei, robii nu erau lăsați cârd după cotropitori și din când în când cotropitori se întoarcă, spune: veniți cu noi în Ninive. Și nu, erau puși în lanțuri și târâți după ei 4 luni de zile pe cornul fertil. Când vorbesc despre lucrarea Duhului, El nu mi-a târnat un lanț de gât să mă târască după El. Duhul merge înaintea mea, este călăuza mea și eu, de bună voie și nesilit de nimeni, trebuie să pornesc pe urmele Lui. Interesant este că fiecare pas pe care îl fac în direcția bună este practic făcut prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Eu merg după Duhul lui Dumnezeu pentru că am ales să merg după Dumnezeu, dar El mă ajută să merg după El. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Niciodată Duhul nu ne călăuzește spre păcat, dragii mei, de niciun fel. Necredința, îndoiala mă împinge în direcția șarpelui, în direcția hoțului care nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Dar spuneți-mi, ce se întâmplă dacă pentru moment șoapta Duhului mi se pare neîmbietoare pe lângă șoapta șarpelui?
Și în loc să merg, să mă las călăuzit de Duhul, mă pornesc în direcția neascultării de Dumnezeu. Ce m-aș face dacă n-ar fi stropirea cu sângele lui Hristos? Dacă n-ar fi posibilitatea reîmpăcării cu Dumnezeu? Ascultați din nou un text pe care poate îl știți deja pe din afară. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim, spune în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, adică cu păcate nemărturisite, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Observați stropirea cu sângele lui Hristos. Sângele Fiului Său ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dragii mei, după știința sa sau după hotărârea sa mai dinainte, Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dacă nu plecați cu nimic în dimineața asta de aici, aș vrea să duceți pe retina sufletului dumneavoastră imaginea din fața voastră. Observați, în primul caz, am fost ales la sfințire. Mai întâi ales, slăvit să fie Domnul, și apoi om să vedem cum e cu sfințirea. Dacă, în schimb, sunt ales prin sfințire, atunci mai întâi sunt sfințit, apoi sunt ales. Cu alte cuvinte, de aceea sunt mulți chemați și puțini aleși, pentru că din 650.000, fără doi, toți s-au pierdut pe drum. N-au ieșit din tunelul sfințirii. Au pierit în pustie. Au pierit în pustie. Păstrați imaginea aceasta și trăiați peste prima imagine. Petru ne spune, după știința, hotărârea lui mai dinainte, Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt și această sfinție este spre ascultare. Doar în cazul de accident este stropirea sângelui lui Iisus Hristos. Cum să verific? Mai ales când știu că o bună parte din creștinătate este împotriva tot ce vă spun eu în dimineața asta. Cum să verific lucrurile astea? Aș putea merge în Efeseni, aș putea merge în Romani, n-avem timp, luni seara o facem, acolo avem un pic mai mult timp și mergem mai în detaliu, cei care doriți sunteți bineveniți, dar aș lua doar epistola lui Pavel către Efeseni. Este un alt scriitor, nu-i Petru, este Pavel. Este un filozof, un teolog al Noului Testament, să vedem dacă cei doi vorbesc sau nu vorbesc aceeași limbă. În primele 14 versete, Pavel, dragii mei, pune înaintea noastră planul mântuirii lui Dumnezeu, care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Și una din întrebările care le pun, pentru că mă îndeamnă epistola lui Petru, ce-a gândit Dumnezeu în el însuși înainte de întemeierea lumii? Oare atunci când și-a făcut planurile, s-a gândit la cine va fi ales și cine nu? Sau la cum vor fi aleși cei aleși? Aș putea, ca să stau pe teren sigur, să zic și una și alta, că Dumnezeu este tot știutor. Dar din nou întrebarea rămâne, pe ce pune Pavel accentul insuflat de același Duh Sfânt? Aveți înaintea dumneavoastră o imagine, poate că vi se pare complicată, eu pun înainte, o explic puțin, după care citesc textul și dumneavoastră mă verificați pe imaginea din fața voastră. Punctul acela galben din dreapta este momentul întemeierii lumii. Dincolo, în dreapta, iese de pe ecran, este toată istoria în care noi trăim acum. Dar înainte de punctul acela, mă întorc înapoi în veșnicie. În ce a gândit, în ce a plănuit Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și în timp ce priviți imaginea, eu am să citesc textul. În El, cine acest El? Este Domnul Iisus Hristos. În El, sau în Hristos în veșnicie, nu, Iisus nu era încă născut, dar în Hristos sau în mielul acela fără cusur, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Observați, mă mut în stânga pentru că mă duc înapoi în veșnicia, zic eu trecută, dacă veșnicia are trecut, prezent sau viitor. Dar în Hristos,
primul lucru pe care Dumnezeu l-a hotărât în atot știința sa, în libertatea lui de a face ce vrea, este să-l aleagă pe Hristos și nimic să nu se întâmple în afara lui Hristos. Aproape că aș putea spune, Dumnezeu nu l-a ales pe Noe, ci a ales corabia. El este corabia, Hristos mântuitoare. Și acum, în această corabie mântuitoare, așezați toate celelalte lucruri. Deci în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Dar observați, Dumnezeu nu ne-a ales, punct, ci ne-a ales cu un scop, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cum am putea să spunem sfințirea este opțională, nu e obligatorie, noi oricum suntem mântuiți? Nu, dragii mei. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales în Hristos ca să fim sfinți și fără prihană, după care urmează un cuvânt interesant. După ce, cu alte cuvinte, mai înainte ca să ne aleagă, El a trebuit să facă ceva. După ce ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați în Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El, în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, bineînțeles, înainte de întemeierea lumii, ca să-l aducă la împlinire, la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ. În El am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celui care face toate după sfatul voii sale. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Deci până aici suntem înainte de întemeierea lumii. Toate aceste lucruri au trebuit așezate în ordine în planul lui Dumnezeu și voi reveni asupra lor. Dați-mi voie să mă mut la dreapta punctului acela galben, în istorie, să vedem cum particip eu la acest plan al lui Dumnezeu. Versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ca Dumnezeu să ne poată alege, trebuia să ne pregătească mai întâi înfierea. Ca Dumnezeu să ne poată înfia, trebuia să ne dezbrace de zdrențele păcatului prin răscumpărare și iertare. Ca să ne poată dezbrăca de zdrențele păcatului prin răscumpărare și iertare, Sfântul Lui Fiu a trebuit să se ridice în fața întregului cer și să zică, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, să dezbrace slava Lui, să îmbrace un chip de om, dragii mei, să aștepte momentul în care să se întrupeze și să fie adus pe lume de Fecioara Maria, să trăiască o viață fără păcat, să lase răstignit în locul tău și în locul meu, să plătească păcatele tale și păcatele mele. Dar ca Domnul Iisus să se fi putut ridica, să fi putut accepta să devină mielul lui Dumnezeu, Dumnezeu în veșnicie, în sine însuși, a alcătuit un plan în care tot ce se întâmplă, se întâmplă în Fiul și pentru Fiul. A alcătuit un plan, slăvit să fie numele. Dragii mei, în preștiința sa, Dumnezeu a ales mijlocul răscumpărării noastre, corabia în care să fim mântuiți din fața revărsării mâniei Lui, pe Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune 1 Timotei, capitolul 1, versetul 9. El, Dumnezeu Tatăl, ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru sau după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, înainte ca timpul să fi pornit, înainte de întemeierea lumii, harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Țineți minte, Dumnezeu a ales corabia, nu pe Noe. A, da, Noe a făcut corabia, el a avut partea lui în toată povestea aceea, dar Noe a trebuit de bunăvoie și nesilit de nimeni să intre în corabie. Și Dumnezeu i-a mai dat 7 zile să rămână în ea sau să iasă din ea.
așa cum a dat tuturor celorlalți 7 zile ca să intre în ea. După care s-au închis ușile și a venit revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Înainte de întemerea lumii, Dumnezeu a ales corabia în care să ne mântuiască din fața revărsării mâniei Lui. Înainte de întemerea lumii, Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Iar ca să fim sfinți și fără prihană, dragii mei, Dumnezeu trebuie să ne aleagă prin, nu la, ci prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. De aceea L-a rânduit pe Duhul lui Dumnezeu, nemărginta mărime a puterii Lui care lucrează în noi credincioșii, să facă lucrarea pe care Dumnezeu așteaptă în fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi. Dragii mei, am fost aleși nu la sfințire, ci prin sfințire. Prin sfințire. Nu uitați, Dumnezeu ne așteaptă la capătul tunelului. Și de aceea Scriptura spune nu odată, fiți credincioși până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dragii mei, citiți eroii credinței din Evrei, capitolul 11, și veți vedea pe toți murind cu credința, chiar dacă n-au căpătat ce le fusese făgăduit. Cu alte cuvinte, aveau ochii pironiți la răsplătire, dar au rămas atârnați de promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne alege mai întâi ca să ne sfințească apoi, ci Dumnezeu ne sfințește mai întâi ca să ne leagă după aceea. Care sunt implicațiile acestui lucru? Nu știu exact cum ți-ai imaginat viața creștină și cum o trăiești. Dar există, dacă veți citi Noul Testament, doar cuvintele Domnului Iisus, permanent atenționarea Lui la veghere, la veghere, la veghere, la veghere. Dragii mei, suntem pe teritoriile dușmanului. Dușmanul are un cap de pod în fiecare dintre noi. Păcatul, trupul acesta atins de păcat, supus morții din pricina păcatului, întotdeauna poate da buzna în viața noastră dacă nu-i trântim ușa în nas. Ascultați ce spune Petru acestor oameni care erau în cuptorul sfințirii. Capitolul 1, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci Eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Dragii mei, textul acesta mie nu-mi spune că viața creștină se trăiește cu mâine în buzunar fluierând, ca și cum aș fi la plimbare sau aș fi în vacanță. Viața creștină se trăiește înarmat până în dinți. Efeseni, capitolul 6. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut ca miel, fără cusur și fără prihană, înainte de întemeierea lumii și a fost arătat acum la plinirea vremurilor pentru noi, spune Petru. Sau dacă aș lărgi un pic contextul, a doua sa epistolă, începând cu versetul 3, dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și prin puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Dragii mei, cunoașterea lui Hristos nu are de a face cu informații despre Hristos. Aici încep lucrurile, prin înnoirea minții mele. Dacă nu ți alimentezi mintea cu adevăruri despre Hristos, nici viața nu poate semăna cu Hristos. Aici încep lucrurile, dar nu se termină aici. Se termină în natura, în caracterul cristic pe care Duhul lui Dumnezeu îl modelează în fiecare dintre noi. Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, să gustați natura dumnezeiască, să trăiți natura dumnezeiască.
Dar ascultați ce spune, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, și asta e partea noastră, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Observați, în tot acest proces am și eu o parte de jucat. Și acum textul continuă, căci dacă aveți din belșug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință. Acum înțelegeți că e vorba de o cunoștință în experiență, da? O cunoaștere în experiență, deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Unde să așez pe un astfel de om? Undeva pe drum, de la Sinai, în Canaan, dar pierdut prin acest tunel al sfințirii, al încercărilor. A uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate prin jertfa pascală pe care au pus-o cu mânuța lor pe ușorii ușii. Dar cine nu are aceste lucruri, cine nu-și dă toate silințele, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Spuneam celor de luni seara și îmi repedați și dimineață, vă spun și dumneavoastră, ani bune, am lucrat la proiectare și aveam un geam mare în față, planșeta la dreapta, acum sunt alte mijloace, dar priveam în curtea vecinului unde era o fabrică de sticlă și pentru că noi făceam candelabre, aveam de multe ori de colaborat cu ei, abia așteptam să am ceva de făcut în curtea vecină și mergeam în fața cuptoarelor în care se topea sticla. Și eram fascinat să văd pe sticlar cum are o țeavă așa lungă pe care o bagă în cuptor și o învârte și adună pe ea un pic de sticlă stopită, după care o scoate afară, ridică toată povestea și suflă în ea din toți plămânii și o învârte și o modelează și văd cum se umflă sticla și cum creează obiectul pe care îl dorește. Eram absolut fascinat uitându-mă la ei. Observați, pentru că sticla era topită, ea putea fi modelată, puteai lucra la ea. După ce sticla este terminată, nu pot face decât să o iau, să o trântesc și să o sparg, nu pot face nimic cu ea. Dacă Dumnezeu ne-ar fi ales punct, dragii mei, noi n-am fi avut nimic a face cu alegerea noastră, e treaba Lui. Dar textul mie îmi spune, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În preștiința Lui, în suveranitatea Lui absolută, Dumnezeu a hotărât să ne aleagă prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Nici unul dintre noi nu ne putem culca pe ureche. Sfințirea încă nu este terminată. Toți suntem în proces. Toți suntem în proces. Dragii mei, de ce spune Domnul Iisus? Mulți chemați, puțini aleși. Ar fi trebuit să sune așa, mulți aleși? Mulți chemați, sau mulți chemați, mulți aleși, da? Mulți chemați, puțini aleși. Și aș vrea să spuneți cu mine ultimul verset. Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dragii mei, pacea cu Dumnezeu o am în momentul în care păcatele sunt rezolvate. Când păcatele sunt rezolvate, Duhul lui Dumnezeu este liber să lucreze în viața mea sfințirea cerută de Dumnezeu. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă ăsta ar fi singurul verset din Scriptură, spuneți-mi,
Este sfințire opțională sau obligatorie? Cu alte cuvinte, mă pot gândi la o alegere fără sfințire sau numai la o alegere prin sfințire? Cred că Scriptura este destul de clară, dacă nu vreau să o stâlcesc. Urmăriți pacea, dar mai este încă un element. Cu toți. Cu alte cuvinte, îi place Duhului Sfânt să se arate prin unul spre folosul altuia. Și de aceea biserica începe de la 2 sau 3 în sus. Biserica începe în casa ta, în relația între tine și soția ta. Acolo începe biserica. Familia este celula fundamentală a bisericii. Dacă Duhul se poate arăta prin unul spre folosul celuilalt. Cu alte cuvinte, procesul sfințirii este lucrat de Duhul lui Dumnezeu în mijlocul comunității. Mă bucur că de o vreme încoace, oameni care de 13 ani, de 15 ani, de 7 ani, de 6 ani sunt aici în mijlocul nostru, în sala noastră de conferințe, au decis să devină parte din trupul lui Hristos, să-și ia pe umeri poverile, responsabilitatea, să poarte împreună cu noi. Mi-a plăcut ce a zis Horia, așteptăm de la biserică să ne mustre când este nevoie, să ne mustre când este nevoie. Dragii mei, sfințirea este lucrată prin sabia Duhului și comunitatea Duhului de către Duhul lui Dumnezeu. Ce mare, mare har! N-a lăsat-o Dumnezeu în seama mea, ci a luat-o asupra sa. Dacă eu sunt dispus să urmăresc ce urmărește El în viața mea, să mă frământ cu lucrurile care se frământă El în viața mea. Amin.